O veste proastă pentru toți copiii din țară. Uniunea Europeană a interzis țigările mentolate. Ne pare rău. Este prima fază. Vor să le interzică și pe astea super slim. Înțelegi? Da. Ca să... pentru că de ce? Ca să nu mai încurajeze tinerii să se apuce de fumat. Căci că te apuci de fumat doar dacă super slim. Dacă se mai... Le mai rămâne altceva. Colegul Oprișan, regizorul Cătălin Oprișan, a venit astăzi cu primul episod din Tamaș Magnificul. Tamaș se întoarce. Din Tamaș se, acasă, că e, se întoarce. Îl luăm la bășcălie pe jucător, vine meciul ăsta cu Estonia și nu ne permitem să... De ce nu ne permitem? Păi ca să respectăm adevărul istoric, să spunem exact ce s-a petrecut. Ce s-a petrecut? Suntem sâmbătă seara. Da. Da? Prieten, tovarșa de viață a lui Găbiță Tamaș îl invită la o nuntă de la o prietenă de-a dumnei. Găbiță Tamaș se duce acolo. El fiind un jucător consacrat, da, nu a putut rezista pentru că aia la intrare au dat doar o șampanie, da, și după aia a mai dat o țuiculiță la deschidere. Da. Și el i-a spus, bă, nene, atât? Da, păi eu plec de aici. Că nu pot. Nu pot să joc doar atât. El având meciuri întregi în picioare, în ghet. Da. A rămas fatal. Băi, Găbiță, potolește, bă, nene, că nu mă lăsa aici. Nu... A plecat Găbiță. Da. L-a sunat pe prietenul lui Pancone, care și el jucător. Da. Dar, bă, tu ce faci, cu tare, nu știu, bă. Au ținut-o sâmbătă seara, da, au ținut-o duminică și luni. Două zile non-stop. Non-stop s-au antrenat. La Crăciumă. Non-stop, n-au plecat de acolo. Așa. Bun. La un moment dat, după două zile, au început să se certe. Pancu Șmecher a început cu vitele de spuneam noi, tehnico-tac. Bă, dacă ești mardoi, ești pe interval cu tar. Bă, potolește. Doar. Au ieșit afară. Pancone mai era cu un băiat cu Dragoș din Pipera. Celebru Dragoș din Pipera. Nu știe nimeni, dar e celebru. Prietenele lor. Și ăsta Găbiță Tamaș a zis, bă, nene, stai cu minte, stai cu minte, stai cu minte. Din greșeală, am înțeles că din greșeală, că am cercetat, i-a scăpat un pumn direct în obraz. Lu Pancone. Tamaș lu Pancone. Nu l-a doborât în prima. No. Nu. I-a, adică n-a fost daună totală, decât parțială. La a doua, în năsuc, sânge, s-a încețoșat privirea, lat. Miții l-a prins după aia ca să folosim dativuietic și pe Dragoș din Pipera. Tu unde fugi, mă? Pac, hop, l-a prins și bă. Că l-a dădea când a văzut că treabă. I-a curetat pe amândoi. Acupa grepe de salvare, targă, nu știu ce, nu mai era. Au început să strige din tribună, împușcați-l să nu se mai chinuie, chestii din... Bun. Acum lui Găbiță nu era că ea doi erau leșinați. A dus la spital, a zis, bă, dar eu ce fac acum, cine mai beau? Deci asta era problema, adevărat. Da. Și a sunat pe Alexei, fost la Dinamo, fost și la Sassuolo. El acum joacă la Sassuolo, dar... Alexei Duru, nu? Da, așa. Așa. Și pe Gianni Chiriță, prietenul nostru. Așa. Bă, ne vină cu acea un pic, zice că ăștia i-am doborât. Și la propriu și la figurat. I-am doborât băutura. El a zis, i-am doborât. Nu țin la băutura. Bă, nu știu ce e cu ei, numai două zile mai rezistă. Știi, el era supărat, pentru că el era obișnuit trei zile cam basme. Și azi două zile modest. Eu cu băieții în Anglia, trei zile o țineam. Ăștia doi nu mai fac față. Erau pe jos, i-a adunat cu șpacă. Alexei și Gianni au venit. Au venit Alexei și Gianni, dar bă, noi cu Aulin erau răciți. Da. Ce fac, mă, și cu voi? Vreți să mă dau și în voi? Azi voi nu putem orice, dar noi cu... Suntem pe pastile, nu cu putem lapte, să bem. Cu miții, bați și poști. Au plecat băieții, dar au auzit că este și Adiță Mutu. E în țară, l-am văzut și la zice, televizor. Adiță Mutu juca pe alt teren. Da. Tot așa de două zile. Găbiță Tamaș nervos, a scos ceasul. Cum, bă, eu ce fac acum? Nervos, că el nu mai avea cu cine. Așa. Avea gâtul uscat ca șorțul de sudură. A luat ceasul de la mână, pasca mamei de viață, hop, pui lând în bovită, 1000 de euro. Băi, Găbiță, stai cu... Dar de ce a dat, mă, cu ceasul? De ce a dat cu ceasul? Că am cercetat și treaba asta. Așa. Un nebun de cercetător, că m-am și apis un brică, ce scuze, un nebun de cercetător suedez, ați văzut, cu 43 de euro, i-a inventat ceasul ăla care măsoară până mor cât mai ai. Așa. Deci bage alea cu tare. Lui a apărut acolo, mai ai 6 ani până mor și 8 ani de băutură. Dar zic, cum, bă, păi eu mor înainte să termin băutură. Pasca mai voastră cu ceasul vostru, tura l-a aruncat de băuț. Nu mai râdeți că nu-i de râs. Când abia am putut să vii pe podul Grad, dimineața erau 20-30 de mii de oameni la Ștrala Ciurel jos, căutau ceasul ăla de băuț. Era toți îmbrăcinarii goi, erau primi. Era îmbrăcinarii goi, sutieri, chiloți, îi s-aruncau toți în tâmpul. Se caute în ceasul tău. Apa mic acolo. A vorbit cu unii să închidă și barajul. Băi, ușor, ce-am de 18.000 de euro. Da, bă, da, să revenim la gâtul uscat ca șorțul de sudură. Avea gâtul uscat ca șorțul de sudură, fără electrozi. Bun. Acum, Adiță zice, bă, și eu joc tot de două zile, nu mai pot nicio. Bă, mă, nici ăsta nu mai pot. Bă, și mă, cum voi, și-a ține bunii cu toți. Adiță zice, bă, sunteți prietenii mei amândoi. Și Găbiță Tamaș și Pancone. Vorba aia, am băut la viața cu voi altă zi. Bun, am jucat, îmi cer scuze. Hai să vă împac. Un fel de ăsta, bă. Da. Bă, zice, să vină Pancu.
că Pancu zice e pe perfuzii la urgență. Cum să vină? Băi, lăsați gluma, să vină Pancu să ne împăcăm. Nu, ce, dar pot să vin eu să bem în continuare, dacă e drag. Pancu nu vine, dar îi țin eu locul. E ca ăla, știi, când a zis, domnule, bea unul în port în Marsilia, pe repede înainte, știți Pancu? No. Bea unul în port în Marsilia, venea cu două păhăruțe, zicea, o sticlă de uschi și două pahare. Ha, noroc, ha, noroc. La barmanul, ce, băi, treaba ta, ce faci, dar ce se întâmplă? Domnule, zice, aici eu am un prieten care a plecat 8 luni pe mare și m-a rugat, ăla dimineața obișnuia să bea un pahar. Așa. Și mi-a zis, bă, când bei, bea și pentru mine. Bă, da. E senzațional, ce foarte frumos. Ce prietenie. Ce prietenie. Ăla, hop, hai, noroc, pier, hai, noroc, pier. După 3 luni vine ăla, zice, o sticlă și un pahar. Da, am două pahare, nu un pahar. S-a întâmplat ceva, zice, cu pier. Nu s-a întâmplat nimic. Da? Care-i treaba? M-am dus la medic și mi-a zis că am ficatul terminat și nu mai pot să beau în viața mea că mor. Și beau pentru piere. Are noroc, piere, sănătate! Așa și aici, nu? Bun, e. A venit Adi. A venit Adiță, au început să joace și în continuare și cu Adiță. Dar Adiță, repet, a doua, a treia oară, noi sunt și un pic accidentat. Nu pot să joc atât de mult precum joci. Bun. S-a, și să zice că s-a terminat. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Miții l-au prins pe Pancone a doua zi. Așa. Și acum... Explicația lui Pancone. A zis, bă, nu s-a întâmplat nimic. Păi da, da, matale ești. Nu, da, nu merge acum, a tras curent. A zis așa, fiți atent, pot să mă ridic să arăt un pic? Da. Asta așa, bă, era bun puberul aici, că el e mai înăltuț așa. Deci eu eram Pancu. Păi stai mă să vină puberul, puberul. Poți mă, pubi, să ne ajut? Hai, te rog un pic asta. Vină deci, fără cameră, deci, lasă cameră. Cam așa e un tip înalt. Înăltuț, exact. Și, da, zis, așa. Și eu sunt Pancone, mai... Grăsule, mai cu burtică, na, 30 ceva, dar ne-a jucat la viața lui. Pancu gol. Vă dați seama, a fost de 6 ori. Stai că a venit Tamaș. Bun, de ce recăviță Tamaș? Îmi cer scuze pe puberul la prim plan, vă rog. Da. Dacă vă uitați bine la puberul, este exact reghe la conferința de presă. Are aceeași, are aceeași față. Se aduce foarte mult, da, da, da. Bun. Și acum explicația foto o găsiți în toate ziarele, dacă nu credeți, deci nu e bășcălie nimic. Hai să așa, mă, noi la un moment dat Tamaș aprinzându-se, a vrut să-mi arate cum se sare la cap în Anglia. Eu zice și un pic aburit, a zis Pancone, bă, să vedem cum se sare la cap. Acum eu sunt Pancu, deci așa mai micut, și el e Tamaș. Rugăminte mare, să se calculeze cum îmi arată Tamaș că se sare la cap în Anglia, eu fiind mai mic decât el și mă lovește în cap și îmi dă și sângele pe nas. Ia să vezi, Tamaș, da? Ia. Deci dacă ar fi fost, hai că a glumit, stai că a glumit, da? Deci eu fiind mai micuț așa un pic, mă, Găbiță, ia arată-mi tu cum ar fi treaba. Da, eu fiind atacant, e logic. Băi, să ultimile tehnici. Ia săriți mă la cap, ia să. Păi dacă mă întind pe vârful, n-am cu să râd. Ia, săriți la cap. Azi vine mingea. Bun, stai că am și explicat așa. I-a dat-o în coboiat. Deci i-a dat-o un pic așa. Nu i-a dat-o normal, că nu se sare așa cum se sare la cap. A zis în coboiat, uite așa. Era mingea joasă. Mingea joasă, exact. A venit aici în jos, nu băgăm piciorul că facem faul, băgăm cap. Când i-a dat, hop, pățuca, da, i-a dat de două ori, i-a arătat de două ori. Da. De cap în colț. Așa, și i-a arătat de două ori cum se sare la cap. Prima dată nu i-a ieșit și a doua oară i-a ieșit. Ia du-te, bă, de aici. Pleacă, da? Pleacă de aici, că joci pe Tamaș foarte tare. Nu mai bine, Găbiță. De fapt, vinerea joci bine pe Tamaș. Ia du-te, bă, de aici. Da. Ia du-te de aici și vezi ce treabă. Asta a fost. Bun, deci avem așa, să tragem linie, să calculăm. Avem așa, un ceas foarte scump. De 18.000 de euro. Mai scump decât mașina lui Puber ori 3. Corect, 6. Care este în Dâmbovița și acum. Am înțeles. Chitorie, cum scrie acolo? Cine a lăsat Tamaș nou? Exact. Ce m-am ales în viață, bun. Ce-am băut, ce-am mâncat și ce-am aruncat. Da. 18 un nas spart așa. Și un pomete. Nu se știe cu Dragoș de la Pipera ce s-a întâmplat. Da, corect, aflăm. O să se aflăm. O prietenie stricată sau? Nu cred. Nu. La următoarea convocare echipei naționale. Da. Când convoacă. Atunci da. Se întâmplă. Am mai auzit și varianta, s-ar putea să o cred și asta, că ar fi fost infiltrați niște caghebiști estonieni. Că noi avem cu Estonia. Și au zis, domnule, să facem... Să băgăm zăzanie. Exact, în sânul echipei naționale. Da, Tamaș joacă, e convocat? Tamaș acum este la CFR Cluj, o să râdeți. Azi noapte s-a dus să semneze cu ei. Tamaș, la viața dumnealui, n-a jucat la multe echipe. A fost la Brașov, a fost la Galatasaray, la Auxerre, la Celta Vigo, la Dinamo, la Spartak Moscova, la West Bromwich Albion, la CFR Cluj. O echipă deci, doar. Are 10 ani și 15 echipe, nu-s multe. Adică el e constant. Da. Asta vreau să zic. Dă comun acord cu băieții de la West Bromwich ăștia, s-au înțeles să rezilieze contractul. Da. Că au zis că erau toți pădurari. Deci când venea el în aerul expirat, erau toți verzi. Mă, ce rugăminte avem la tine, zice, nu se poate. Nu puteai să stai investiar acolo. Aprindea un obrichet, ardea ca șobolani. Mă, ce rugăminte, am dut în drumul tău și acum îl ia CFR Cluj. Da. Eu zic că îl ia CFR Cluj acum și îl dă în iarnă. Stăteam și mă gândeam că noi am mai zis, am mai povestit despre apucăturile fotbaliștilor la Neața. Ne-am văzut pe teren sau eu știu la ce eveniment și oamenii au zis, bă, ați zis în mare parte adevărul din ziare măcar, n-am nimic cu tine. Dar
Nu știu cu Tamaș unde aș putea să mă întâlnesc. Mai mult pe teren de fotbal sau mai mult la cârciumă? Cred că în ultima perioadă mai mult la cârciumă. Unde să-mi fie mai frică de Tamaș? Oameni rău, a, dar ei au făcut acolo treabă. Ce? A, dar a fost numai bătaie așa. Adică un punct, doi, că era treaba lor. Une nicule cu scaune rupte pe spinare, cu, deci ca lumea cu tot acâmul. Că Găbița nervos a zis, frate, eu pe ăștia doi am rezolvat, acum să nu înțelegem și pe om. Da. Ce fac eu în continuare acum? Dă așa, n-am cu cine, da. Dă butul, n-am cu cine. Da. Ia dă-mă scaunul ăsta. Opa, lua scaunul, dă-i. Bă, numai, de fiecare dată când vine ăsta ne termină. El era obișnuit de la termopană, termopanul modest. Hai să mai vedem asta. Aveți, cu termopan. Aici ce se întâmplă? El are și tehnică în el, pentru că de ce? Știți că am mai comentat noi, dacă dai în termopan și ăla are 7-8 camere sau cu câte, acum nu-l spargi. Nu-l spargi. Dar el sparge geamlâcul ăla de jos. Da, asta înseamnă șmecheria. Plus te trăiai, stădeai picioarele, te rupeai. El, uite, femeile de serviciu care îl privesc, da? Pac, dă acolo frumos și ai spart aia de jos. Uite, se învârte. Asta era în mai, își permitea că era cald afară, putea să stai acum, nu mai poate să mai stai. Da? Uite, bate în ușă. El și-a început la juniorii Brașovului, Găbiță Tamaș, treaba. Într-o discotecă la juniorii Brașovului. A început, tatăl dumnealui știți că este șef polițist și din cauza asta scapă. Uite, hop. Uite, uite. Uite meserie, cum intri pe acolo. Deci 3 zile, mai ales noi ăștia cu burtică, nu te strecori pe acolo. Ieri la 1,90 m a putut să intre perfect prin termopanul. E sportiv. Asta înseamnă... Bun, mulțumim tare mult, Cătălin Oprișan, pentru această filă de poveste. Te rog, du-te la coadă să cauți. Două scurte de pe net, dacă ai să ne arăți... Eu zic că mai tare decât asta nu se poate întâmpla nimic. Dar încercăm. Dar încercăm. Am rugămintea mare tot, uite-l, fac pe ăsta mare, pe băiatul. Da. Și la ce trebuie să ne uităm noi? Uite. O să fie un cetățean, acum, bun, care respinge mingea. Hai să ne uităm, uite, îl urmăresc eu cu degețelul, dacă se poate. Ăsta, da. Da? Deci e fundaș, respinge, atenție, pasează și acum ia la fugă. Uitați-l pe Usain Bolt. Ăsta ține de minge. El aleargă, 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 minutul 95. Aleargă, 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 îi dă ăsta pase și penalti. Mai dă o dată că n-am înțeles. Hai să vedem și cu camera 4 pe ecran, da? Că arată cu degețelul ceva Oprișan. Deci, e un meci normal în campionatul Suediei. Uitați-vă. Ăsta dă o lumânărică, minutul 94 și 10 secunde. Deci e gata meciul. Gata meciul, 95. Bun. Fundașul o respinge, ăsta e fundașul, minutul 95. Da? Bun. Pasează și roia la fugă. 1, 2, 7 secunde face, uite. 4, 5. El aleargă, aleargă, aleargă. Ăsta-i de pase, penalti și din penalti ăla se înscrie și bate-i cu 2-1. Incredibil. Deci minutul 95, băi, uitați-l. El a luat-o la fugă. El ca atlet e foarte bun. Ca el a zis, eu alerg în treaba mea. Da. O fi ăla să-mi dea pase, bine. Nu îmi dă pase, iarăși bine. Uite, ăștia se și ceartă. Domnul, tu știi de unde a venit ăla, că îi zici că e trenul. Și ultima, Cătălin, te rog. Atenție mare tot, să nu facem ca așa ceva, dar este senzațională treaba. Prezentarea... Mi-ai lăsat un gust de Tamaș în gură. Da, da. Da, cum am zis noi, ca să facem un joc de cuvinte, i-a dat o demiseacă. Să știi că dacă e cu sunet, trebuie să oprim. Nu, nu, l-am oprit, vizual. Am înțeles. Deci, ăsta este antrenorul lui Levski Sofia, bulgar, da? El a vrut să fie. Vine la din spate și zice, bă, tu ai... ce s-a întâmplat? Cu o săptămână înainte, el a zis că iubește mai mult pe CSKA. Și ăsta zice, ăștia sunt fanii lui Levski la prezentarea echipei, la prezentarea antrenorului. Ia de jos tricoul ăla, mă, zice pe tine. Atenție, ăsta e antrenorul, băi, potoliți-vă. Dă, bă, jos tricoul după tine, că ai zis că tu iubești mai mult pe aia de la CSKA. Băi, potoliți-vă, dă-l, bă, jos! Hop, fanii îl dezbracă. Ăla e antrenorul, atenție. Nu, nu, dă-l și pe ăsta, zice. Băi, potoliți-vă, că se uită oamenii la noi că e prezent. Deci prezentarea oficială. Dă-mă jos și ăsta. Bă, nenepotoliți-vă, păi n-ai zis, mă, că iubești mai mult tricoul lui. Jos, jos textila! Bă, nenepotoliți-vă, zice, că e prezentarea oficială. Pleacă ăsta, noroc că n-a zis ceva și de pantaloni. Deci a plecat în budigă Igoi, ăia este, atenție, prezentarea oficială. Cu... Și-au deci venit băieții. De regia lor. Exact, și-au venit băieții, ia zi, mă, cum iubești tu tricoul lui CSKA mai mult? Nu, că așa am zis, ia jos tricoul, mă. Păi n-am nimic de sub, jos textil. Avem nevoie de băieți din ăștia și noi, să știi, să mai facă un pic de curățenie. Da. Cum zicea cu Naimi Inic, zicea, bă, Naimi, era Jean Pavel, șeful galeriei. Bă, Naimi, eu mor aici în pre-reclin pentru băieții ăștia. Ăștia mănâncă bătaie cu 4-1, bre. Joane, eu ți-am urât respectos. Ce respectos, bre? Joane, să ne potolim. Bre, bă, tate, uiți la albeci, ăștia au 4-1, nu noi. Și ven aici. Joane, eu zic că putem întoarce rezultatul. Să termină meciul, bre! Mulțumim tare mult, Cătălin Oprișan, regizorul... filmului Tamaș Magnificul.